Aici, Eden Hazard de pe lor, ce execuție! Da, salutare prieteni, al treilea episod din cariera noastră, dar vedem aici câteva echipe care deja au jucat în campionat, precum Arsenal, care conduce campionatul, urmată de Stoke City, Watford și Bournemouth, au câștigat în prima etapă, mai sunt și câteva echipe care au remizat. Acum începem și noi campionatul și înainte să începem, prieteni, nu ezitați să apăsați pe butonul de like. Vom începe această serie jucând un meci cu West Ham, o echipă importantă, dar noi jucăm acasă, prieteni, așa că e necesar să câștigăm acest prim meci cu cei de la West Ham. Haideți să vedem echipa cu care vom juca. În continuare avem jucători accidentați. Pentru început o să joc cu Bakambu, Royce, Moses pe dreapta, Hazard, Kanté la mijlocul terenului, alături de Yaya Touré, Semedo, David Luiz și Courtois în poartă. Avem rezerve foarte bune, William și el pe cale să revină. Din păcate, Diego Costa în continuare accidentat. Da, prieteni, suntem pe Stamford Bridge. Chiar îmi place foarte mult stadionul ăsta. De mult timp vroiam să o antrenez pe Chelsea, să facem o carieră cu această echipă, pentru că stadionul este absolut fantastic. Desigur că sunt multe alte stadioane la fel de faine, la fel de spectaculoase, dar parcă ăsta are ceva aparte. Spectatorii sunt foarte, foarte apropiați de teren, își încurajează echipa. E absolut fantastic. E debutul lui Royce astăzi. Lukaku s-a întors și el acasă la Chelsea, pentru că el de aici a plecat, a fost împrumutat pe la ceva echipe, iar apoi Everton l-a cumpărat, iar acum noi l-am adus acasă. E foarte bine. Este pe banca de rezerve Lukaku. Am preferat să jucăm cu Bakambu astăzi, să avem mai multă viteză acolo, dar nu se știe, poate va intra și Lukaku. West Ham, jucători foarte, foarte buni, Andy Carroll, Payet, sunt ceva jucători buni aici. West Ham în posesie, încearcă un prim atac, e normal să atace și ei, doar nu se vor apăra tot meciul. Kanté recuperează foarte bine și noi putem declanșa contraatacul prin Hazard. Omul fantastic al lui Chelsea, Hazard, pierde în fața lui Semedo, au și ăștia un Semedo, dar noi recuperăm centrare pentru Marco Reus. O primă încercare a lui Chelsea, Musonda mai departe pentru Kanté, continuă atacul lui Chelsea, Bakambu pentru Hazard era pasa asta. Oh, ce recuperare bună! O pasă pentru Marco Reus la primul său gol, poate Marco Reus, da, înscrie primul gol Marco Reus. Ce debut pentru Reus, e omul de la care mă aștept cel mai mult, fraților. Dar bine, Eden Hazard a pasat în rolul, execuția lui Reus e perfectă pentru 1-0, prieteni. Numărul 7 al lui Chelsea înscrie absolut genial cu piciorul stâng. Sper să fie unul dintre golgheterii lui Chelsea. Am dat o sumă importantă pe el. Să facă un cuplu bun acolo cu Hazard și cu atacantul nostru, pentru că avem acum atacanți ca lumea. L-avem pe Lukaku, pe Diego Costa, pe Romelu Lukaku. Avem acum Kanté, Marco Reus din prima, pasă pentru Bakambu, ce pasă, Bakambu face 2-0, Bakambu, cât de bine, se face 2-0, dar pasa lui Kanté, sau cine, nu, Marco Reus a fost incredibilă pasa. Chelsea face 2-0 după primele 40 de minute. Iese la atac acum, Payet! Ce șut bun are, foarte, foarte talentat acest jucător, a intrat incredibil în centru, n-a mai putut să-l blocheze nimeni. Centrare foarte bună, Courtois, uite cum West Ham reduce din diferență, deja în minutul 48, ce bine începe West Ham și avem probleme, zic eu, la scorul ăsta, minutul ăsta. Nu e bine, meciul se joacă, David Luiz, n-a fost bine David Luiz acolo, Courtois,
A respins în prima fază, dar șutul a fost foarte puternic. Din păcate n-am avut noroc ca mingea să sară în altă parte și uite cum Andy Carroll marchează atacantul lui West Ham. Trebuie să fim atenți în continuare. Yaya Toure, încercăm un nou atac, nu? Marco Reus, Yaya Toure. A venit Matic. Yaya Toure, Reus acum, șut în blocaj. Lukaku, ce faci, mă, băiatule? Unde Dumnezeu ai vrut să pasezi? Mici bubuite de către cei de la West Ham. Asta e bine pentru noi. Pase bune aici. Eden Hazard de pe loc. Ce execuție! Ce execuție are Eden Hazard, numărul 10 al echipei. Ce execuție are de pe loc, fraților. Trebuie să profităm de Eden Hazard, de Marco Reus la maxim. Au niște execuții geniale. Face scorul 3-1 Eden Hazard, micuțul Hazard. Ia să revedem, i-a pasat Lukaku, a preluat și poc. A oprit mingea incredibil. A așteptat o secundă și l-a executat, a pus mingea aia cu mâna. Incredibilă execuția. Fantastic, 3-1, un meci cu 4 goluri în prima etapă deja și meciul nu s-a terminat, prieteni. Marco Reus pentru Willian, care a revenit după accidentare. Sincer, n-am vrut să-l forțez în acest meci, dar am zis să încercăm. Willian, nu e 100%. Vedeți cum a fost dat la o parte. Foarte ușor, trebuie să avem grijă și se poate reaccidenta. Și asta chiar nu ar fi bine deloc. Matic. Ce faci, măi, Matic? Lukaku, vine Musonda, șutul lui Musonda, bară, wow, puteam să jur că a fost și ăsta gol. Ce șuturi avem, o echipă cu jucători care șutează incredibil. Musonda are 5 stele la amândouă, e absolut fantastic tânărul Musonda. Suarez a venit la United, wow, ce rivalitate va fi cu United, ce echipă are și United. Eden Hazard blochează din nou bine, Eden Hazard cu stângul acum, minge deviată. Ia să vedem, centrarea din nou foarte bună, e gol, bă, băiatule. West Ham, o echipă chiar bună, Sarko ne-a dat gol. Incredibil, trăim periculos, nu știu ce fac fundașii mei, mai ales David Luiz ăsta, nu ține pe nimeni, nu știu ce e cu el. Cred că o să las pe bară meciul viitor, să se trezească băiatul. E 3-2 și acum suntem în pericol, practic. Ia să vedem. Din nou, protejează bine. Ar mai sunt vreo 5 minute, ar trebui să rezistăm totuși. Un pic noroc putea. Se termină, fraților, primul meci. 3-1, meci foarte bun făcut de noi. Dar și ăștia au jucat incredibil. 3 șuturi pe poartă, 2 goluri. Au avut noroc. Ia să vedem cine mai așteaptă pe aici. William spune că e ok. O să te vedem cât de ok vei fi. Hai să băgăm din nou jucători aici. O să-l bag pe Musonda, desigur. Alături de Zuma, care crește foarte bine. Semedo mai crește foarte bine. Bun, și mai avem un jucător de băgat pe aici. O să-l bag pe Courtois, de ce nu? Bun. Am nevoie să mai crească jucătorii ăștia tineri. Musonda, ăsta cred că o să crească destul de bine. Cred că are potențial mare. Oferta pentru Courtois, 82 de milioane. Bă, ăștia mereu au oferit sume mari pentru portari. Și când l-am avut pe De Gea, au venit cu sumă mare, dar nu o să-l dau pe Courtois. Are 24 de ani, fraților, 89 VR. E absolut fantastic jucătorul ăsta. Nu o să-l dau. Meci cu Watford, ia să vedem ce ne așteaptă după Watford. Ne așteaptă meci de cupă.
Da, e departe un meci important, așa că o să jucăm meciul din deplasare cu Watford, echipă care a câștigat. United deja are două meciuri jucate, unul a pierdut. Interesant. Hai să jucăm noi cu Watford, care au câștigat în prima etapă. Acum joacă și ei a doua etapă. Și e foarte, foarte interesant. O să joc acum cu Lukaku. O să-l bat pe Willian Musonda alături de Yaya Touré din nou. Iar David Luiz, după cum ziceam, o să iasă, o să intre veteranul nostru John Terry, 35 de ani, fraților, dar e veteranul echipei, așa că o să-i dau și banderola, desigur, merită din plin să se retragă la această echipă. Ok, a doua etapă a campionatului, Watford cu jucătorii buni, Ferreira, vedem acolo, Cabasele, o echipă șmecheră, băieții ăștia de la Watford, echipamentul îmi place foarte mult. Iar stadionul e foarte decent, ai putea face spectacol pe un asemenea stadion. Să-i vedem la treabă, au câștigat în prima etapă, nu știu cu cine au jucat, dar în Anglia, cu orice echipă ai juca, e foarte, foarte greu să câștigi. Ați văzut și cu West Ham cât de greu au fost, de-abia s-au lăsat, 3 la 2 am câștigat în final. Ah, dacă ajungea mingea asta. Eden Hazard a fost absolut incredibil în meciul trecut. Marco Reus s-a înscris și el. A fost foarte bine alături de Bakambu. Să vedem în etapa asta ce se va întâmpla. David Luiz a rămas pe banca de rezerve. A intrat John Terry, capitanul, unicul capitan al lui Chelsea. 35 de ani, fraților, are. E absolut incredibil fundașul ăsta. Marco Reus pentru Romelu Lukaku, cât de bine scapă, faultat acolo, faul de roșu, zic eu, și poate penalti, dar probabil e lovitură liberă. E roșu, dar asta e bine, că e roșu pentru Cabasele. Am scăpat de Cabasele. Cât de bun a fost pasa lui Reus, dar și e lovitură liberă. Lukaku faultat acolo, să-l vedem pe Marco Reus. Asta te vedem, Reus, în zid, din păcate. Watford în atac, Semedo, cât de bine blochează băiatul. Kanté, Marco Reus. Totul e să paseze rapid, cum scapă Reus. Reus, 1-0, Reus înscrie și în al doilea meci pentru Chelsea. Ce transfer reușim cu acest Reus. Incredibil. Scăriți acolo. Ceva de gen a fost. Nu știu, am dat pe străliță, dar a ieșit foarte bine până la urmă. Gol în minutul 29. O să-i vedem pe cei de la Watford. Pe Rami Musonda, cât de bun e Musonda. Musonda trece bine, Reus acum. Reus. Lukaku, Eden Hazard, de bară! Nu pot să cred, puteam face 2 la 0 din nou. Aveam un 2 la 0. Dar Eden Hazard n-a vrut să-mi scrie. Ia să vedem, Reus. Da, nici măcar. Eden Hazard, Musonda. Mingea la noi, Reus. Nu. Kanté. Ia Touré și de la distanță. Nu vrea să mai intre, oare golul 2? O să intre el. Ia uite cum se joacă cei de la Watford. Șut acum, o nouă paradă. Ce portar are Watford. Hai să vedem, e final de prima repriză cu un nou gol. Hazard vine cu o nouă centrare. Yaya Touré, șut. Bă, dar nu intră, nu intră. Trebuie să fim mult mai atenți. Da. Final de prima repriză, să facem din nou schimbări. Ferreira pentru atacantul lor, a intrat și Zuma, l-a scos pe Terry și a făcut treaba, dar îl bat și pe Zuma. E tânăr jucătorul, așa că merită să intre. Marco Reus, Bakambu, frumos pentru Reus. Nahaha, de unde? Eden Hazard, șutul acestuia, mamă, mamă, tot pe lângă, frate.
Vreau să dăm golul de la distanță în această carieră să fie spectaculoasă. Ce pasă bună, a plecat Royce. Royce! Mamă, Royce. Asta treia să o bagi în poartă. Cel mai periculos jucător e Royce cu Eden Hazard, asta e clar. Să vedem cum va veni Diego Costa, dar eu nu o să mă bazez foarte mult pe atacant din câte vedeți. Mai mult cu extremele astea. Atacantul o să fie să protejeze mingea acolo, probabil, nu știu. Higuain, unde a plecat? S-a dus la Juventus, ok, știam asta. Hai să vedem, recuperăm din nou. Marco Reus. Pentru Cedric Bacambu. Bacambu trece în viteză. Bacambu. Hai mă, Eden. Mamă, câte ratări, frate. Câte ratări din partea lui Eden Hazard și a lui Marco Reus. Centraia bună pentru Matic. O foarfecă. E nebun Matic. 2 metri, frate, cât are ăsta. Și el se apucă să facă foarfeci acolo. Pasă foarte bună pentru Musonda. Musonda. Trece impecabil Musonda. Nu vrea să intre golul 2. Eu am zis din prima repriză, dar mă gândeam că o să intre, ce naiba. Până acum am așteptat golul 2. Marco Reus. Frumos. Aș fi vrut un asemenea gol. Au jucat în 10 oameni băieții ăștia de la Watford. E clar că n-au mai avut ce face. I-am dominat tot meciul, dar uite-l pe Ferreira, iese Courtois la timp. Iese la timp. Da. S-a văzut omul în plus pentru noi, am putut să controlăm tot meciul. Din păcate, da, doar 1-0, dar ați văzut câte ocazii am avut. Mingea n-am mai vrut să intre în poartă, dar jocul a fost controlat de la un capăt la altul. A luat cartonaș roșu foarte rapid și asta i-a costat. Însă nu se lasă acum pe final, nu mai au ce pierde. Am mai încercat ei câteva atacuri, dar fără speranță. Fără speranță. Va fi fluier final în câteva clipe. A doua victorie pentru Chelsea. Vreau să ne instalăm în prima poziție cât de rapid. Da, fluier final, prieteni. Cam astea au fost cele două meciuri. Ne așteaptă un meci în cupă, dacă nu mă înșel, sincer, vreau să câștigăm și cupa FA Cup-ul. Meci cu o echipă interesantă, dar au venit ceva jucători de aici. Ia să vedem, o să... Opa. O să semnez cu puștanul ăsta. Pare cel mai promițător. Bun. Zuma cred că merită să joace pentru meciul viitor. A intrat acum o repriză și a făcut-o absolut impecabil. O să joace în cupă. Categoric Zuma joacă în cupă. O să joace și Cahill și cu Ivanovic. Avem acolo ceva jucători care merită să joace, fraților. Haideți să vedem pe aici prin față ce o să băgăm noi. Sincer, nu prea avem aici soluții. La mijlocaș și ăștia nu prea avem, dar o să lăsăm așa echipa. Eden Hazard într-o formă foarte, foarte bună. E normal, o să simulăm meciul ăsta, e categoric. Meci în deplasare, sincer, nu prea îmi place să simulez pentru că minunile și surprizele sunt mari aici în cupă. Dar Roy să deschide scorul, omul meu de bază, nu degeaba l-am adus. Hai să vedem cum se termină. Au egalat, frate. Au egalat ăștia. Băi, ești nebun la cap. Hazard ratează penalti. Moses îmi scrie. Nebunie totală. Hazard a ratat penalti în minutul 77 la scorul de 1-1. E nebună la Chelsea pe prima poziție. Arsenal. Ok, au remizat deja ăștia. Bun, am văzut și clasamentul. City egal cu Stoke City. Bine, băi, City.
Bună treabă pentru voi. Da, prieteni, cam acesta a fost episodul de astăzi. În următorul episod să vedem dacă mai aducem ceva jucători. Sincer, nu cred. Poate doar un mijlocaș o extremă ceva. Da, prieteni, și dacă vreți în continuare episoade în fiecare zi, nu uitați să dați like. Ofertă pentru jucătorul ăsta de împrumut. Bă, sincer, o să-l dau împrumut. Pentru că noi avem 3 atacanți. Măcar să joace acolo. Da, prieteni, după cum am vorbit episoade în fiecare zi, dacă vreți și voi. Cam asta a fost episodul de astăzi. Noi ne oprim aici. Eu am fost Nepi. Ne vedem cât de curând, prieteni. Pa, pa!